Activitate paralizată la serviciul de cazier judiciar astăzi în întreaga țară. În această dimineață s-a produs o avarie la sistemul informatic al serviciului de cazier judiciar, iar reprezentanții Poliției Române declară că motivul ar fi o fluctuație de tensiune care a afectat serverele. O echipă formată din specialiști, constituită la nivelul IGPR-ului, lucrează pentru remedierea acestei disfuncții. Asigurăm cetățenii de toată disponibilitatea. De dimineață, de la prima oră, am dispus măsuri de natură a preîntâmpina această aglomerație. Am preluat cererile cetățenilor, fiind eliberat o dovadă a preluării lor, trecându-și numărul de telefon, urmând a fi sunați în mod operativ. La ora redactării acestei știri, sistemul era tot nefuncțional. Oamenii nu știu când își vor primi documentele cerute.